Deci, este un copil, mă. Un copil, un profesor. Dar nu se simte bine. Ok. Hai să vedem. Ia să vedem. Mă duc la... Ce scrie acolo? Că nu știu. Că trebuie să meargă pe la baie. Are nevoie la baie. Ce să facă la baie? Să facă treabă la baie. Ce scrie aici? Ce scrie acolo? Ce înseamnă pup ăsta? Zii tu, că tu știi cu engleza, hă? Hățel. Merge vrea, la baie. Vrea până la băiță. Du la baie, Cristina. Mamă, dar stai că are o viteză are de viteză, numai. Nu mai poate la baie. Tu când mergi la baie, n-ai viteză. Aici, nu aici e baia. Aule, unde e baia, mami? Găsește baia repede. Aici cred că e baia. Stai pe geam. Închide ușa că vine lumea. Stai, mă, să închidem ușa, ne spălăm pe mâini. Du-te spălăm după. Du-te pe toaletă. Căș-căș. Așa, să vedem ce se întâmplă. Mamă, merge la baie. Uite, ți-a plus 4 răvățel. Bălăgățel, da. Am și acum trebuie să apăsăm să... Oh, dar ce maroi! Stai mă, gata, da, uite-te, e curat. Și acum mergem la tatăl nostru, da, să vedem tata. Care e faza. Tata, să știi că am mers pe la baie, nu m-am simțit prea bine. Tata, mă simt bine că tot merg la baie și nu pot să merg la școală. Nu te cred, fiule. Poți să mergi la școală? Nu, te știi că la stomac. Te rog frumos. Prunele și iaurtul au fost bune. Tată, dar te rog, nu mai pot. Folosește pupometru. Numai dacă îi continui să le explic la oameni. Pupometru, îți dai seama cât de stricat la stomac, cât de rău se simte și cât au făcut. Te rog, verifică particule din aer să vezi că chiar nu mai pot. Bine, fiule, dai să verific. Așa e pupometru. Pupometru. Ia să vedem, așa. 0,4 ai făcut. Nici măcar n-ai înfundat o toaletă, te rog frumos, cu asta poți să mergi la școală, da? În pauză. N-ai făcut destul. Da. Fiule, chiar trebuie să ajung la o slujbă, așa că du-te la școală. Zice că noi trebuie să ajungem, să ne angajăm cumva. Îți ai zis că e profet. Știi. Bun, am înțeles. Se pare că noi am depășit deja o vârstă și tatăl nu ne mai primește acasă. Da, închizi ușa la baie, Cristina. Lasă așa, să știi, tatăl. Vine toată casa. Păi ca să iasă mai mult acolo, la pupometru dintr-o la. Dar iară faci puțin, Cristina. Dar nu eu mă it face ăsta. Ce? Deci zice să mănânci bălegățelul. Nu știu ce sunt. Du-te încolo. Ia dă-i. O fiertă. Ok. Nu-i murdar la gură, nici măcar nu-i murdar. Colins. Mamă. Tată, încă o dată am fost la baie și chiar am o problemă. Ce problemă, fiule? Fiule, du-te, te rog, să faci interviu acela, du-te, te rog, să-ți găsești ceva de lucru, că nu mai avem ce să mâncăm. Dar tată, m-a stricat la stomac, am... Și cred că trebuie să lucrez de asta. Ideea este că are probleme, nu mai știu ce omul ăsta nimic. Nu poate să fie ca o persoană normală. Te rog, tată, folosește testul din nou să vezi că am probleme, nu pot să lucrez. Bine, fiule. Deci ăsta practic nu vrea să angajeze. Ia să vedem cât ai, că zice că ai. Ai destul de mult. 1,2 răhăței pe secundă. Nu e nimica problemă, așa avea și mai bunica, da. Merge bine. Nu, poți să mai mergi, că nu... Cum poți să nu te îngrijorezi, tată? Cum poți să nu te îngrijorezi? Faza este că până nu fundă, găsește un... Haide să ne ducem în garaj să găsim unde e hammerul, unde e... Jocar. Ideea este că până când nu fundă toaleta, taie să nu e convingător. Break, sparge toaleta. Aoleu. Oh my god, să nu spargi, Cristina. Oh my god, ce unde mai faci? Acum asta unde o să mai fac? O să fac în casă. Stai, du-te înapoi. Uite ce s-a întâmplat. Asta-s bălegărăței, uite-i. Bă, dar degeaba o tras apa. Mamă, o veni și în duș. Tot ce vrei. Du-te aici. Așa. Tată. Nu mai avem unde să ne mergem la toaletă, s-a întâmplat ceva, nu mai poți să auzi, ai văzut în aer, uite-te! Da, uite particule în aer! Particule în aer. Hai să testăm din nou. Ia să vedem. Uite particule în aer, ai de cap nu. Cât ai, fiule? Ia să vedem. Mai mult. 2,6 că s-a spart toaleta. Dar nu-i destul, poți să lucrezi. Tată, chiar nu mai pot, te rog! Trebuie să găsesc altă modalitate, să-i spui lui tate că nu se mai poate. Hai să vedem. Mamă mie, ce nebunie. Ce scrie aici? Să faci pe cărți? Pe cărți. Oh my god, nu cred. Oh my god. Cine a inventat jocul ăsta? Zici că e un tort de ciocolată. A inventat jocul ăsta? Aoleu, și sunt mai multe. Unele. Asta e franceză. Du-te și la mate. Hai de cap, nu ne mai găsim. Du-te și la mate. Dar de ce sunt cărți așa chiar peste tot? De mate. Du-te încolo. Du-te și la fizică. Așa. Biologia e colț? Uite, biologia? Acum, parcă zici că te răzbuni. Româna și istorie mai avem. Hai să vedem. De ce? Că română era faină mie, mi-a plăcut. Mie m-a plăcut. Pe și ce are, dacă așa trebuie să răzbuni? Mai trebuie o carte. Am o găsesc, se ascunde. Se ascunde, mamă, dar ai făcut-o maro? O fi la tati în camera? Uite pe ăla acolo, am ăsta, un colț. Aici. Așa. Oh, e și maro. Doamne, ferește-mă. Uite la tati. Tati, miroase foarte urât în casă, te rog frumos. Deci uite-te particule. Tata, încă o dată, te știu, te rog că casa miroase.
Hai să vedem dacă poți să lucrezi astăzi. Deja ar trebui să fii la lucru, băiete. Da, trebuie să fii la lucru. Dar în primul rând, de ce mai locuiești cu părinții la vârsta asta? Că n-are bani. E vina lui. Păi dacă s-ar duce la lucru, ar avea bani. 12 găsiri pe secundă. Nu ai destul. Trebuie să te duci să lucrezi. Ce? Tata, dar treu, nu mai știu ce să fac, nu vreau să lucrez. Trebuie să pupi în tăbata, o să facă în baie. În cadă. Bă, deci ăsta în loc să ducă să angajeze, stă cu taicăsul și taicăsul nu lasă să plece. Da, să vedem. Oh my god, sper să nu umple, că nu am în cameră. Ba, o să umple. Nu umple, că n-am în cameră. O să umple. Oh my god, se chinuie. Își dă tot efortul. Oh my god, până la linie. Am plecat de aici. Aș verifica acum. Tată, cât se miroase pe secundă? Ia să vedem câte particule sunt în aer. Du-te mă și lucrează că nu-i destul de mult. Eu am nasul înfundat. Ia, asta e problema. Tată, te rog, desfundă-ți nasul. Hai să vedem că totuși cât bărăgăței sunt în aer. Cât are, să vedem dacă e curat. Nu-i așa de mizerie. 17 secundă. Da, nu-i problemă, cu asta facem unitate. Du-te mă și lucrează. Nu stai acasă. Tată, te rog, nu vreau, te rog. Open the water installation, trebuie cumva să în apă, din garaj. Hai să mă duc în garaj și să deschid aici instalația open. Asta. Open. Find the și cover, găsi de rangă. Ce rangă mare. The water installation, aici. Acolo și acum trebuie să pui în instalație. Pup in the pipes, ca să curgă de la robinet. Frat! Oh my god! O să curgă de la robinet? Deci eu n-am mai jucat un joc așa de nebun ca ăsta. Du-te la robinet, du-te la robinet. Ăsta e cel mai nebun joc. Du-te la robinet. A, nu, te duci cu tati. A, bun. Hai să-i spunem. Hai să vedem. Uite ce miroase prin toată casa. Tată, te rog frumos, curge ceva de la robinet, du-te să vezi. Fă-ți cafea. Hai să vedem cât de mult este bălgărețel în aer, dar nu cred că e mult. Hai să vedem cât este, să vedem. Uite că se vede tot în aer. Să vedem. Particule mari. Da. 24 de bălgărețel pe secundă. Încă poți să lucrezi. Stai, hai să vedem ce facem. Mamă, ne ducem la duș. După ce ai umplut aia, stai să vezi. De la duș și du-te de aici. Du-te. Oh my god, du-te să văd. Asta sunt bălgărețel. Eu nu mai zic nimic. Ia să vedem. Tată, du-te fă un duș. Stai, că trebuie să mă duc și la apă. Așa. Tată, poți să faci cafea, despre pe mine să faci un duș și la bucătărie. La bucătărie. Tată, dacă vrei să faci un duș... Cafea direct. Apa e bună. Dacă vrei să faci un duș, nu mai trebuie să pun. Tată, du-te fă duș. Ce? Tot aici ești. Du-te și lucrează. Ia să vedem cât este. Uite, particule în aer. Să vedem cât asta este. E telecomandă, să da, vadă. Vedem cât este. 27 de bălgăței pe secundă. Du-te mă și lucrează! Hai să ne căutăm niște prieteni. Sunăm niște prieteni și prieteni care fac și bălărgăței. Hai de mine! Ia să vedem prietenii bălărgăței. Stai, nu-i telefon. Am crezut că ăla-i telefon. Da, care e telefonul? Telefon. Nu, era light switch. Și unde e telefonul? Bă, dacă aș fi un telefon, cameră. Probabil. Poate avem mobil. Ia să vedem. Nu văd aici, aici sunt cărțile telefonul? Tale. Ok. Okay. Bă, unde e telefonul? Tati, unde e telefonul? Să dau și un telefon pentru interviu. Ca să lucrezi, te rog, ca să le zic. Nu-și telefonul? Că vreau să lucrezi. Dar du-te pe afară, poate pe afară. Uite, uite, un coț acolo. Sunt niște prieteni. Stai că închide chiar numărul. Închide sus, X. Și era acolo numărul prieten, cât era? 4, 4, 5, 1, 2, 3. Hai, pune. Hai să vedem. 4, 4, 5, 1, 2, 3. Ok. Hang-gang, bălărgăței. Hai, poți să vii la mine să-mi faci o favoare? Mersi. Dar îți vezi cine vine? Și m-a s-a regresit, era. Nu mai ești jocat-o toată. Oh my god! Pe prietenii, pe șașatră de vidicoți. Uite cum dau toți! Oh my god! Oh my... Așa, toți au mâncat iaurt cu prune. Asta e joc făcut de americani. Așa e la ei. Ok, du-te la tati. Exact ca planul meu, ca să nu mai lucrez. Doamne, ferește-mă. Eu cred că acum nu mai poate. Faza este că ăsta n-are nici job, n-are nici bani și nu o să aibă nici casă. Fraier. Uite ce pe jos și pe tabla. Fraier copilul ăsta. Așa. Tata, te rog, verifică că nu s-a întâmplat aici, nu s-a întâmplat. Îmi chemește prieteni și s-a stricat la stomac. Nu. Tata, te rog, verifică. Te rog, este bălergat pe tavan. Mamă, oh, gane, duce și în piscină. Trebuie să umpli piscina. Stai, eu sar pe aici să nu ating. Uite pe geam că ai deschis ușa și este aer pur. Lasă aer acolo să intre puțin, să mai supraviețuim. Trebuie să închizi geamurile. Deci umplă piscina, să văd cum faci asta, că un om nu poate. Aici. Cum umpli? Mai de mine. Cum umpli? Te rog la Dumnezeu, să ce faci? Ai chemat o văcuță. Ai chemat o văcuță. Hai să vedem. Și ai dat ei să mănânce prune, că lapte are. Uite o făcuță, ce este făcuța? Mă cheamă cineva, cineva are nevoie de ajutorul meu, Vine acum, Acum vin, Deci eu am mâncat prune că lapte deja are, nu? Da.
Ia să vedem ce face, văcuță, ce face. Să vedem cum are. Ok. Bine, măcar că arată ca un fel de lapte cu ciocolată. Lapte cu ciocolată, asta ne face măcuța. Milka. Dar poți să-ți imaginezi că e ciocolată. Nu o pus până la plin. Păi da. Fac orice pentru tine. Mulțumesc foarte mult. Ok. Și acum cum te duci? Parcă va părut că joci din la care umpli planeta de bălărețe. Să știi că da. Ia să vedem. Dar ai tu dreptate. La un moment dat o să trebuiască să închidem geamurile, știi? Da. Așa. Tati, te rog, miroase și afară, te rog, nu mă păduce. Tata zice, păi n-ai mergând să lucrezi, măi? Nu, tati, n-am fost. N-am plecat încă. Păi să zici cât bălăgățele este, n-ai, că de-aia nu poți să lucrezi, nu poți să respiri bine, tăi n-am sunt fundat, te rog, verifică, tati. Ești foarte stricat la stomac, tata, nu poți să mă duc. Da, nu m-am stricat, am mâncat. Mâncat multe prune cu lapte. Cu mayonez. Să vedem cât este. 307 bălăgății pe secundă. Sincer, cam mult. Cam mult, dar să zice, sta pe vremea mea, eu lucram și așa, du-te. Tata! Aoleu, să-l facem să se topească. Trebuie să faci... Aoleu, haideți să închidem toate ca geamurile. Ca bălăgățiu să topească, până acum e închegat, știi? Știi? Dacă e topit, miroase mai tare? Nu știu. Păi, cred că da. Și ce curge la robinet? Hai de mine, încă curge? Închide și ușa, da. Încă curge la robinet. Închide ușa așa să nu iasă, să fie mirosul să păstreze în aer. Stai că trebuie să păstreze în aer mirosul. Oh my god, bebe. Și la garaj era ceva. Aici, nu știu cum se închide ușa. De la camera asta, așa. Hai să aprindem toate lămpile. Da. Unde sunt lămpile? Lămpile sunt întrepătoarele astea. Uite-te, una. Ah, lamps, bun. Hai să vedem. În baie sunt, desigur. Și aici, asta nu? Ai pus-o mai înainte. Am prins-o? Da. Hai să vedem în baie aici. În camera la tine, la tati. Camera la tine, așa. Ba, și înțelegi dacă nu merge la școală, dar și na, nu vrea să lucreze. La tati are una. Și cred că în garaj. Hai să vedem aici pe hol, le-am făcut pe toate? Una era. Garaj, de unde da, ești, în garaj, mă? În garaj, e una. Unde? Cablul celălalt. Că eu nu o văd. Aici. Așa. Și închide ușa de la garaj când mergi acasă ca să nu vină miros. Închide ușa de la garaj că miros. Lasă. Ia să vedem. Tati, miroase așa mai topit așa. Ia mi-a vezi, tati, cum e. Ia să vedem. Ce? Tati, te rog, miroase ceva foarte topit. Nu sunt danasul. Cât e? Să vedem cât arată. 800 de lumânței pe secundă. Știi ce trebuie să faci, nu? Du-te și lucrează. Nu e niciun motiv să stai acasă. Acum chiar nu ai motiv să stai acasă. Du-te, că nu e așa de mult bărăgățel, se mai poate. Mai avem aici loc. Da. Tata, dar nu mai pot. E bărăgățel și nas la tine, te rog. N-ai de ce să-ți faci griji, băiete. Păi, ceva hai de pe canapea. Facem ceva pe canapea, nu știu ce face. Pe canapea asta așa de roz și frumoasă. Oi, de mine o să facem maro. Oh my god, am crezut că pui unul, dar am făcut tot maro. Și pe covor așa. Ne-a zis să facem 24 de ore în maro. Și pe cabinet, pe așa să faci. Da, hai să vedem toate care dulapurile astea de aici. Ați deja maro. Ați deja. V-ați latat în cameră. Hai să vedem, care dulapuri? Care-s dulapurile? V-ați latat în cameră. Nu, cabinetul s-a latat. La tati, era. Așa, păi la tati așa. Dar e tot așa, aceeași culoare aproape. Are două, tati. Așa, și mai trebuie pe unul, dar nu știu unde este al doilea. La tine, așa. Hai de mine, îmi fac și ăsta de la mine din cameră. Da, nu prea e ok. Copilul ăsta nu prea o gândi bine. Da. Doar pentru că nu vrea să ducă la lucru. Să lucreze. Și dacă se gândește că, până la urmă, dacă s-a dus, e chiar frumos acolo. Da, dacă lucrează la școală. Lasă-mă! Păi faci pe mâncare! Oh my god, la mâncare o să nu mai bună. A, pe fiecare mâncare. Ah, duci la fiecare, ok, am înțeles. Antre, fel principal și desert. Mai pot, dar pot, dar râs. Ok, mai trebuie să faci pe ceva, du-te la tati. Tati! Cine ai pregătită? Da, tati. Ce miroase așa? Ți-ai zis că e pălecar și nas la tine și pe tavan și pe părul tău, ce mai vrei? Atunci mă duc să fac un duș. Ca după să lucrezi tu. Da, despre asta. Curge și din duș ceva, nu știu ce-i maro ăla. Vezi că curge din peste tot, să nu faci cafea. Ce? Du-te să vezi. Te-ai uitat să vezi? Oare cât bărăgățel în aer acum? Hai să scoate telecomanda. Vedem cât deci ăsta are nasul înfundat, ăsta nu simte nimic. Cât este? 2107. Cam mult. Bă, eu zic că poți să lucrezi. Hai, du-te. Ce? A, ce că te învăț eu o lecție. Pick flowers outside. Haideți să culegem niște flori afară. Geamul ca să o iau pe scurtătură, cum am obișnuit. Ia uitați că aproape nici nu se mai vede mobila la cât. Ia 10 flori. Păi stai, văzut flori. Era lângă tine. Păi da, eu am vrut să rămân alea din fața casei. Am înțeles. Și ce facem cu florile astea? Le faci maro. Ai, nu. Îi le pun într-o vază. Eu cred că le faci maro. Stai mă, că le-am... Ce? Le faci maro și le dai... Cui le dai? Nu știu.
Liftul, da, tot. Tati, uite, din fața casei de la noi, florile astea au pățit ceva. Cred că trebuie să le stropim, că le-au atacat moana. Da, să știi că dacă faci un câine în grădină și după aceea le culegi. Da. Tata, uite ce am găsit la noi acolo. La, în sfârșit te-ai întors. Cum a fost la lucru? Na, zic mai târziu. Ia florile astea. Uite ce frumoase sunt. Da, mulțumesc pentru aceste flori frumoase, fiule. Oh, eu Deci până acum n-ai mirosit nimic. Oh my god, florile mele de sundanasul, pleacă de aici. Încă nu, încă nu l-am convins pe tati. Pup pe fountain outside. Deci este o fântână afară. Să zicem ce putem să facem cu ea. Da, să vedem în care parte e. Poate nu e la noi, în spate, poate prin fața casei. Aici, uite-o. Asta e fântână arteziană. O facem mai arteziană. Ia să vedem ce iese de aici. Aha. Hai de capul meu. Dar unde spate, nu ești și te maroncă? Ba, tu nu vezi. Că și cade, ia uite spate. S-a dărâmat. Oh my god, spre tine, dă-mi fuzi, Cristina! Nu, dar înainte nu dădeai spre noi. Stai să închid ușa. O să ne facă casa maro. Tati, vezi că afară plouă. Du-te puțin, fără umbrelă, că mi-e sănătos. Dar să vedem cât ești în aia, nu cred că e așa. Deci, în primul rând se vede peste tot. Da, nu trebuie să te uiți pe telecomandă. 2807. Du-te mă la lucru, dacă lucrezi, luăm cineva să ne fac curățenie și curățăm tot. Nu m-am gândit la asta, tată. Hai că mă duc să lucrez. Ce? N-am ajuns la timp. Ești pedepsit. Ci că până aici am să trag o linie, nu mai suport așa ceva. Nu avem hârtie igienică. Și ce o să faci? Cu ce te pedepsești? Știi ceva? Până la urmă, du-te. Du-te. Du-te în altă țară, du-te. Nu mai îmi pasă de tine. Hai du-te pe altă planetă. Du-te. Pe Uranus. Da. Și pe Uranus? Uranus e planeta cu bălegăței. Du-te, Cristina, știi ce de făcut? Știi cum e? Hai să ne ducem, să vedem afară. Aici e sfoara maro. Și cu sfoara maro, prins planeta maro. Da. Așa. Hai să vedem. Ce că orice, pentru ca să lene. Continui să fiu leneș toată viața. Hai să vedem. Hai de capul. Deci așa ar face un leneș. Ar face orice numai ca să nu meargă la lucru. Cristina, tu e planeta Uranus, planeta bălegăței. Dar până la urmă, dacă stai să te gândești bine, el a muncit mai mult decât dacă s-ar fi dus la lucru. Da, mă, dar ar fi lucrat la școală. Asta a fost faza, că acolo s-ar fi angajat. Ajutor de profesor. Și nu a vrut. Stai să o aducem cât mai aproape. Trebuia să corectez tema. Hai mă, vii odată, se lasă. E grea, Cristina, că e prins acolo, e solipit. Se lasă greu. Hai mă, hai! Ce fac? Ține apăsat în continuu cu două mâini. Și încă o dată, trebuie să dai în continuu. A, tu nu dai E. Am înțeles. Deci Cristina, dacă s-a jucat jocuri singură... Dar noi eu țineam apăsat, se pare că trebuie să dau de mai multe ori. Dar dacă s-a jucat jocuri singură, vii la mine zici... Nu, că miroase. Miroase, nu? Parcă când se apropie, miroase și mai tare. Da, și voi simțiți în nas, așa. În plus 999, păhăței. Ce cap mă. Și acum nu mai poate nimeni să meargă la lucru. Trebuie să vedem ce este. E atâta de alb, nu știu că rețelul e alb. E de porumbel. Oh my god! Săracii care stau în partea aia pământului. E posibil să se scurgă și să ajungă peste tot. Da, da, vrește cu tati să scaneze. Mamă, scanează-mă tata din nou. Și respir pe gură, că nu pot să las. Iar nu mai poate să mai scaneze. Eroare, prea mult bărăgățel. Cred că poți stai acasă, fiule. Astăzi doar. Azi doar, mersi. Tata, da, de ce se mișcă podeaua? Nicio problemă, fiule, lasă. Oh my god. Toată planeta! Good ending. Ai de capul meu. Da, super fain joculețul. Dacă vrem să facem joculețe din astea, că îi plac Cristinei foarte mult, îi place foarte mult, dați aici un like, forță. Și ne vedem data viitoare. Pa! Da.